În numele Domnului Isus, deschidem serviciul divin din această dimineață de sabat cu cântarea De mult mă lupt să ajung mai sus. Primele trei strofe. Nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru bucuria de a ne întâlni împreună în acest loc. Îți mulțumim că prin făgăduință Tu ești prezent în locul acesta. Te rugăm frumos ca prin cuvântul Tău din dimineața aceasta Tu să ne cercetezi inimile, Doamne, și să ne mustri și să ne ajuți să ne punem viața în linie cu voința Ta și cu puterea de la Duhul Sfânt să ne ajuți să fim o lumină pentru Tine în lumea aceasta. Amin. Te rugăm frumos pentru copiii, pentru tinerii noștri, Doamne, să-i păzești Tu pe stradă, la școală, acolo unde se găsesc. Amin. Și să nu-i lași Tu niciodată singur. Ții încredință-mi Ție și, Doamne, Tu să duci lucrarea care a început-o în ei la bun sfârșit, spre slava numelui Tău. Te rugăm frumos și pentru cei care nu au putut să vină, să fie în locul acesta, datorită suferinței ori altor lucruri, te rugăm Tu să, prin harul Tău, să fii acolo și să le dai pacea Ta și prezența Ta să-i mângâie în locul unde se găsesc. Îți mulțumim pentru tot ce vei face prin Domnul Iisus. Amin. Amin.
Studiul din această dimineață se bazează pe versetele 19 la 21 din Cartea Romani, capitolul 7. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, în această dimineață liniștită de sabat, venim înaintea ta să-ți mulțumim că ai vegheat asupra noastră până acum. Îți mulțumim pentru timpurile de libertate și de har pe care le trăim. Ajută-ne să le folosim cu înțelepciune. Te rugăm să fii astăzi cu noi și te rugăm să binecuvântezi cuvântul tău. Atinge-te de buzele servului tău și de inimile noastre, ca tu să-ți faci lucrarea și să ne ajuți, Doamne, să fim dintre aceia care te vom aștepta cu bucurie. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Pacea Domnului Iisus. Vreau să vă întreb dacă vă bucurați că suntem împreună în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să se și vadă că ne bucurăm. Fiți atenți că datorită faptului că stăm pe scaune și ne concentrăm, uneori uităm să înțelegem marele privilegiu pe care îl avem fiind aici. Am fi putut să fim acasă acum. Era mai bine? Sunteți siguri? Mulți dintre noi, unii dintre noi, preferă mai bine să stea acasă. E mai bine? Zicem acum că am ajuns aici că nu e mai bine. Deși când stăm acasă, uneori zicem că e bine. Frații mei, faptul că suntem aici demonstrează într-o oarecare măsură cum că acea căsuță pe care am zidit-o noi cu mâinile noastre și în care ne simțim atât de bine, nu e casa noastră. Faptul că venim aici, uneori atunci când suntem obosiți, uneori atunci când ne-am simțit mult mai bine dacă ne-am odihnit, asta arată că aici ni-i locul. Arată că acolo unde este Domnul, acolo e și casa noastră. Cu alte cuvinte, în dimineața asta vreau să vă spun direct, cu toată inima și cu toată bucuria, bine ați venit la casa dumneavoastră. Aici vă e casa, pentru că aici este casa Tatălui nostru. Ca și introducere, aș vrea să mai pun câteva întrebări legate de subiectul acesta. Când a descoperit Domnul Iisus Hristos tot ceea ce v-am spus eu acum, introducerea asta lungă, când a descoperit-o? Cum că, eu știu, casa lui nu e acasă la Maria, ci casa lui era în altă parte. Când a descoperit-o? La 12 ani. Aș vrea să vă spun și să înțelegem că dacă n-am descoperit treaba asta până acum, e târziu. Că trebuia să fie descoperit ca și Domnul Iisus Hristos în prima tinerețe, la 12 ani. Atunci să fie descoperit lucrul acesta. Și de atunci să continuăm să întărim această realitate. Să o întărim în fiecare zi. Să arătăm în fiecare zi că suntem acasă la noi aici. Deci, bun venit oaspeților, bun venit vizitatorilor, bun venit celor care sunt de o limbă cu noi sau nu sunt de aceeași limbă cu noi, dar bun venit tuturor celor ce îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Ne bucurăm tare mult pentru că sunteți cu noi azi. Frații mei, știu că unii dintre noi au pus întrebarea asta, când se mai termină studiul din Romani? Vreau să vă spun din tot sufletul eu, cu cât rămân mai mult la studiul acesta, cu atât simt că inima mi este prinsă mai mult de un Dumnezeu care vrea să schimbe ceva în viața mea. Mai mult decât atât, cu cât intru mai mult în studiul acesta, descoper că Dumnezeu știe ce e în viața mea, știe ce este în sufletul meu. El îmi cunoaște luptele.
El știe problemele mele. El știe de ce mă găsesc la nivelul acesta și are soluții pentru ca să trec mai departe. În dimineața asta vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 7, și vreau să vă spun că este unul dintre cele mai puternice, cele mai comentate, cele mai dezbătute capitole. Problema capitolului 7 este următoarea. De ce creștinii nu reușesc să trăiască o viață așa cum ei înșiși ar dori-o și mai mult decât atât Dumnezeu ar dori-o de la ei? V-ați pus problema asta? V-ați pus această problemă? De ce se ridică observații care spun: vă știm noi pe voi. Când veți termina să nu să fiți și voi la fel ca noi, spun oamenii de dincolo de biserică? Când? Și întrebările astea ni le punem și noi. Când vom fi și noi diferiți de ceilalți? 1. 2. Când vom reuși să ne mai dezamăgim pe noi înșine? Când? Am mai spus-o de mai multe ori. Mi-aduc aminte de ceva ce se întâmplă la începutul anului. La începutul anului noi ne dăm făgăduinți și cu o vreme în urmă ne făcea plăcere să ne angajăm înaintea lui Dumnezeu într-o anumită promisiune. Să spunem: Doamne, anul acesta mă voi ruga mai mult. Ați făcut asta vreodată? Anul acesta mă voi ruga mai mult. Anul acesta voi studia mai mult. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se în bisericile noastre în jurul anilor 1980-1990. După aceea însă n-am mai întâlnit asta în bisericile adventiste. Și am întrebat și eu în stânga, în dreapta: de ce nu mai facem promisiuni la început de an? Răspuns. Știți răspunsul? Păi dacă și așa nu ne ținem de ele, de ce? Mai bine să nu mai spui. E mai bine? Apostolul Pavel: și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Acelor, de unde avea Pavel, iertați-mă, de unde avea David puterea asta să împlinească gândurile bune din viața lui? Pentru că ce sunt făgăduințele astea? Făgăduințele astea sunt niște rezultate moral-mentale la care am ajuns eu. Adică eu am ajuns la rezultatul sau la concluzia că ar fi frumos dacă aș face lucrul ăsta, ar fi excepțional dacă m-aș purta așa, ar fi bine dacă m-aș ruga mai mult. N-ar fi mai bine? În asta constă creșterea mea spirituală, în asta constă avansarea mea. Ar fi mai bine dacă aș studia mai mult. De ce nu pot să fac lucrurile bune pe care mi le propun? De ce? Nu vreau? Ba vreau! Chiar la începutul anului chiar vreau să fac lucrul acesta. Chiar mi-aș dori să fiu mai activ în viața bisericii. Chiar mi-aș dori să fiu mai aproape de Dumnezeu, pentru ca să știu că Duhul Sfânt ia mai mult în stăpânire viața mea. Nu mi-aș dori lucrul ăsta? Nu am voința să fac lucrul acesta? Ba da. Și după ce am încercat o dată, de două, de trei, am zis: aoleu, concluzia este că nu pot. Despre asta este vorba în Romani, capitolul 7. Este exact vorba de unde suntem noi. Vorbește despre biserica din Loma Linda, vorbește pastorului ei, vorbește celor ce stau în primele bănci, celor ce au cântat la cor, vorbește celor ce stăm aici. Nouă ne vorbește. Deși capitolul este actual pentru Biserica lui Iisus Hristos de pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Are vreo 2000 de ani, da? Aproape. De actualitate. Haideți să citim împreună.
Știm în adevăr că legea este duhovnicească. Dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Când zice că legea este duhovnicească, ce vrea Apostolul Pavel să înțeleg eu? Când zice că legea e duhovnicească, ce vrea să înțeleg? Ce înțelegeți dumneavoastră când citiți textul acesta? Poftiți? Cine e duhovnicesc în universul acesta? Cine este Duh? Dumnezeu. Și când spune că legea este duhovnicească, Apostolul Pavel spune că legea are aceeași natură cu dădătorul ei. Adică fiind legea lui Dumnezeu, Dumnezeu este Duh și legea este legea Duhului de viață a lui Iisus Hristos. Este din El, face parte din El. Amin? Amin. 2. Versetul 15, deci Roman 7:15. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta când vreau să fac binele. Răul e lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primită de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Credeți că astăzi vom avea vreo fereastră de speranță? Credeți că vom avea o rază, o șansă în abordarea subiectului acestuia sau vom pleca acasă mai nenorociți de cum am venit? Și textul continuă, versetul 25, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos Domnul nostru. Asta este raza. Vreau să spun că tot ceea ce studiem astăzi nu este altceva decât o stradă către Iisus Hristos. Este o perspectivă a șansei pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos. Este chemarea de a transforma omul acesta din carne pe care îl vedeți în fața dumneavoastră într-un om care trăiește printr-o minune. Un om în viața căruia are loc o minune și minunea aceasta este prezența Domnului Iisus Hristos în viața unui creștin. Este posibil ca să existe un creștin fără Iisus Hristos? Este posibil. Câteva elemente de statistică, voi trece repede prin ele pentru a vedea puțin ciudățenia, situația ciudată în care suntem. Trăim timpuri extrem de fascinante. Peste tot în jur vedem ridicându-se mega biserici cu zeci de mii de membri. Redeșteptări locale au loc în Statele Unite, în alte zone ale lumii, cum ar fi Rusia, China, Africa. Un evanghelist, spre exemplu, pretindea că în campaniile sale, începând cu anul 2007, a obținut aproape 1 milion de decizii pentru Hristos. Adrian Gaines, în articolul său, aproape 1 milion de decizii pentru Hristos în mai 15 2009. Deci ceea ce vă spun acum nu sunt doar povești, sunt oameni care într-adevăr au ieșit în față și au zis așa: eu am numărat în campaniile mele un număr de câte decizii? 1 milion, din 2007 până în 2009. Este ceva? Este ceva extraordinar, un singur evanghelist. Mergem înainte.
O altă denominațiune a raportat aproape 2,5 milioane de decizii pentru Hristos în anul 2008. Mergem înainte? Mergem înainte. Lucrul acesta se publica iarăși pe 4 iulie 2009 într-un articol numit Statistici senzaționale din lumea misiunii. O organizație internațională a raportat 10 milioane de decizii în 2009 și o altă misiune a asistat la 45 de milioane de persoane mântuite în ultimii 6 ani. Cum vi se pare? Toată lumea se ridică în picioare, bate din palme și zic: aleluia, amin, Domnul câștigă. Cealaltă față a monedei. În 2001, un survei condus de Alan Guttmacher, Alan Guttmacher Institute of New York, spunea că 13% din pacienții care au cerut avorturi erau creștini evanghelici sau creștini born again. Ce fel de creștini? 13%, e mult sau e puțin? Ceea ce înseamnă inconsistență în legătură cu ceea ce pretindem. Organizația creștină Promise Keepers, cei care și-au luat angajamentul de a practica puritatea spirituală, morală, etică și sexuală, spun că 53% dintre creștinii intervievați vizitează site-uri imorale. Mai direct, porno. Câți? Jumătate. Vreau să vă întreb, suntem tot atât de entuziasmați ca și înainte? Frații mei, ce se întâmplă? Trăim într-o surprinzătoare inconsistență cu noi înșine. Pe de o parte spunem, stai să vezi că mergem înainte, pe de altă parte spunem, mergem puțin spre înapoi. În 2009, Barna Group, un grup care se ocupă cu statisticile și cu surveiurile la nivelul creștin, concluzionează. Între creștinii care se identifică pe ei înșiși ca și creștini, aproape jumătate cred că Satana nu există. O treime susțin că Iisus a păcătuit atunci când a fost pe pământ. Aproape jumătate cred că ei nu au nicio responsabilitate de a împărtăși credința către alții și un sfert nu cred că Biblia este corectă în învățăturile ei. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Nu am dat aceste referiri decât pentru a vedea inconsistența noastră ca și creștini și a mă întreba pe mine, fraților, cum de-am ajuns aici? Pentru a înțelege că Domnul Iisus Hristos, în momentul în care spunea fariseilor, voi curățați partea din afară a blidului, adică numerele astea frumoase pe care le avem, dar partea de interior, adică ceea ce se întâmplă în interior, nu vă interesează, lucrul acesta este extrem de dureros. Eu trebuie să văd ce se întâmplă în mine. În dimineața asta, Romani capitolul 7 nu face altceva decât mă invită pe mine să deschid ușa sufletului meu și să intru împreună cu Domnul Iisus Hristos în sufletul meu. Și te rog frumos ca tu să faci la fel. În dimineața asta nu va fi nimeni mândru. În dimineața asta nu va fi nimeni bun și altul rău. Fiecare este invitat și ne invită Domnul Iisus Hristos să pătrundem unde? Pe un teren al unei lupte pe viață și pe moarte. Pe un teren unde nu încap compromisuri. Pe un teren unde nu încap falsități. Hai să vedem cine suntem, fraților. Pentru ca să vedem până la urmă câtă nevoie avem de Iisus Hristos. Pentru a vedea până la urmă de ce creștinii sunt atât de nesinceri cu ei înșiși. Și poate că a venit vremea să deschidem viața sufletului nostru către ochii cercetători ai cerului pentru a deveni sinceri cu Dumnezeu și cu noi. Textul biblic. O să rog media să-mi afișeze primul slide.
primul slide care nu vrea să facă altceva decât să sumarizeze concluziile textului biblic pe care tocmai l-am citat. Deci, Roman 7, de la versetul 14 la versetul 23, dacă ar fi să îl concluzionez, ar arăta cam așa. Haideți să vedem. Văd că trebuie să mai aștept. Ceea ce vom vedea imediat va fi un lucru surprinzător pentru noi, și anume că Apostolul Pavel spune cum că creștinul este sub o serie de constrângeri legale. În mod cu totul neașteptat, Apostolul Pavel aici în Roman, capitolul 7, spune cum că creștinul este sub o serie de legi. O să le vedem imediat. Și legile acestea se bat cap în cap. Creștinul firesc, repet, creștinul firesc, nu trăiește într-un sistem legal foarte bine ordonat. Nu. Ci legile pe care sub care trăiește el sunt niște legi care uneori îl aduc la o confuzie 100%. Auziți cum începe aici Roman capitolul 7 cu versetul 14, cu versetul 15, căci eu am ajuns să nu mai știu ce fac. Cum vi se pare cu un om care nu știe ce face? Cum vi se pare? Este total confuz. Eu nu mai știu ce fac. Păi de ce, Pavele, nu mai știi ce fac? Mulțumesc, mă bucur că în sfârșit putem să ne uităm aici. Nu mai știu ce fac. De ce? Pentru că fac ce urăsc. Versetul 15. Fraților, numai versetul 15, vreau să vă întreb, vorbește despre noi? Vorbește? De câte ori creștinul nu plânge, nu oftează și spune, Doamne, dar m-am săturat de mine. Nu știu ce fac, fac ce urăsc. Versetul 16, fac ce nu vreau. Adică observați un lucru, creștinul ajunge să vrea, să știe ce vrea. În timp ce vrea un lucru, face altceva. Întrebarea mea, e normal așa? Întrebări care întrec prin minte, până când? Va fi vreun moment în care va ajunge să facă ce vrea? Va fi? Da sau nu? O persoană mi-a zis da, restul? O ținem așa? O ținem așa? Întrebarea mea e, dacă o ținem tot așa, unde ajungem? Poftim? Înainte să ajung în iad, unde ajung? Aici, când sunt aici, dacă o țin tot așa. Nu vi se pare că înnebunim? Că un om normal nu poate să trăiască așa, fraților. Un om normal nu poate să trăiască așa. Din punctul ăsta de vedere, foarte mulți oameni necreștini au zis așa, mai bine las religia la o parte, că măcar sunt întreg. Nu mă rup în două. Adică, îmi place să beau, mă duc și beau. Nici o problemă. Îmi place să mint, mint. Dar măcar nu sunt într-o continuă luptă. În versetul 17 găsești ceva extraordinar, zice, altcineva se folosește de mine. Versetul 17. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta. Dar cine? Altcineva. Vă dați seama, altcineva se folosește de mine. Și cine este cel ce se folosește de mine? Păcatul. Cum vi se pare? Punctul 4, versetul 18. Nu am nimic bun în natura mea. Apostolul Pavel vine și spune, domnule, în mușchii mei, în mintea mea, în mădularele mele, în tot ceea ce am eu aici, nu există nimic bun. Corect? Ce tăcere. Păi cum să nu fie nimic bun, frate? Păi ce, nu vreau și eu să fie bine?
nu vreau să fiu și să fie bine? Nu există oameni firești care vor și ei să fie corect, să nu mintă, să fie corecți în ceea ce privește raportul cu semenii și cu Dumnezeu. Nu sunt oameni care să vrea lucrul acesta. Sunt sau nu? Și atunci de ce nu e nimic bun în mine? Hai să mergem mai departe. Tot versetul 18, pentru că deși am voință, nu am puterea să fac binele respectiv. Deci rămâne la nivel de intenție. Dom'le, aș vrea să fac și eu, dar de fapt, când vreau să fac bine, iese tot rău. 6. În mod concret, ca și o concluzie, eu nu fac binele pe care vreau să-l fac, ci fac răul pe care nu vreau să-l fac. Încă o dată, asta îmi arată condiția înnebunitoare în care suntem noi. Vreau să vă întreb un lucru. Când apare starea asta atât de conflictuală? Când apare? Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu se găsește într-o stare de felul ăsta? Nu se găsește într-o stare de felul ăsta, spuneam la început. Este consecvent cu sine însuși. Este rău, îi place răul, face răul, dar cel puțin nu are probleme de felul ăsta. Când apar problemele astea? Când un om începe să dorească altceva. Când în mintea lui începe să apară o altă dorință. În momentul în care eu apar ca broasca aia cu două capete. Nu știu dacă a fost realitate sau dacă e doar o ilustrație, nu știu. Dar se zice că ar fi existat odată o broască cu două capete și întotdeauna avea probleme. Când un cap vrea să o ia în dreapta, unul o ia în stânga și nu mai reușea niciodată să fie pe deplin mulțumită. În lumea psihologică se numește dublă personalitate sau multiplă personalitate. Cine vorbește în tine? Fraților, Petru stă lângă Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos îl întreabă la un moment dat, Petre, Matei 16, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru primește o revelație din partea lui Dumnezeu. Și în momentul acela, sub prezența Duhului Sfânt, îi spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos se uită la Petru și spune, Petre, tu ești sub influența Tatălui meu. Tatăl meu a vorbit asta în tine. Și apoi Petru îl ia deoparte și zice, dar dacă e vorba de cruce, să te ferească Domnul. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, Petre, până acum a vorbit prin tine Tatăl meu și acum vorbește prin tine Satana. Fraților, este o realitate care ar trebui să ne sperie. Adică suntem capabili să transmitem cuvântul sau voința lui Dumnezeu și imediat, aproape instantaneu, prindem alte unde. Instantaneu, schimbările astea dintr-o parte într-alta sunt de natură să ne sperie, ar trebui să ne sperie. De ce ar trebui să ne sperie? Ar trebui să mă gândesc, Doamne, cum să fac să stau mereu lângă Tine? Cum să fac să fiu mereu lângă Tine? Cum să fac să nu mai prind alte influențe? Cum să fac să... Și cum e posibil? Păi, cum e posibil dacă unde sunt? Dacă altcineva se folosește de mine? Cum e posibil dacă am ceva în mine care vine din altă parte? Cum e posibil? Deci, sunt persoane care așteaptă că atunci când primesc botezul și când vin la biserică,
Ce să se întâmple cu ei? Să aibă loc o schimbare, adică intră în apa botezului un om cu tot felul de probleme și când iese din apa botezului să apară de acolo un om care să aibă pace, liniște și lupta să se încheie, să iasă din apa botezului numai cine? Numai omul cel nou. Iar Pavel spune, stai puțin că nu e așa. Și în momentul în care s-a născut în tine omul cel nou, în momentul acela s-a născut în tine ce? Poftiți? Lupta. Pentru că ăla rău era deja. Acum s-a mai născut în tine încă unul nou. De acum încolo ăștia nu vor mai avea loc. Că spațiul e prea îngust. Și ei sunt opuși unul altuia și din momentul în care vei ieși din apă, va începe ce? Lupta între cei doi. Și unul va încerca să îl omoare pe celălalt. V-am mai spus dumneavoastră lucrul acesta. Mama mea a lucrat asistentă la spitalul din localitatea noastră, Bumbejiu. Și pentru că noi suntem undeva la ieșirea din defileul Jiului, defileul Jiului fiind mult mai sălbatic decât defileul Oltului, spre exemplu. Într-o zi, un tir care venea dinspre Petroșani și cobora spre Târgu Jiu, plin încărcat cu pantofi, la... cum se numea? Cârligul întors, da, așa se numea. La punctul numit Cârligul întors, unde era o curbă foarte în loc, n-am mai putut să ia curba. Nu puteai lua decât dacă mergeai cu 10 km la oră, cu 15. Altfel nu. Și mai ales fiind tir, n-am mai putut să ia curba, s-a răsturnat în Jiu. În momentul când s-a răsturnat în Jiu, s-a răsturnat exact cu roatele în sus. Apa a venit și a intrat în cabină și a acoperit cabina. Jiul este foarte sălbatic și vine în valuri. În așa fel încât cabina a căzut între două stânci, n-au mai putut să deschidă ușile. Cei ce erau în cabină au rămas acolo și erau doi oameni. Era șoferul și ajutorul de șofer. Și cabina s-a umplut cu apă și a mai rămas un loc pe unde intra aer, pe la cutia de viteză. Și locul ăla din când în când era acoperit de valurile de apă care veneau. Când trecea un val, venea o gură de aer, se repezea cineva, trăgea puțin aer, apoi venea iar un val, în așa fel încât nu putea să respire decât un om. Ori în cabină erau doi. A avut o luptă pe viață și pe moarte, cine să trăiască? Și șoferul, împingându-se, l-a îndepărtat pe celălalt și celălalt s-a anecat. În timp ce a fost salvat și dus la spital, omul ăsta în comă vorbea singur despre momentele alea petrecute în cabină, lupta aceea pe viață și pe moarte, cine să supraviețuiască. Iar mama stătea acolo și auzea îngrozită cuvintele, gemetele, strigătele, teroarea acestui om. Fraților, uneori asta se întâmplă în viața noastră când cei doi se luptă ca să trăiască. Nu e deloc ușor, nu e deloc simplu. Nu așteptați ca viața de credință să fie o viață pe pat, comod de flori. Cel mai greu lucru se ține de următorul lucru. Tu va trebui să hotărăști cine să trăiască din ăștia doi. Tu va trebui să hotărăști cine să trăiască. Tu va trebui să hotărăști cine va fi pe cruce. Tu va trebui să hotărăști cine va continua. Haideți să facem o recapitulare puțină a textului biblic cu slide-ul al doilea. Problema este că în timp ce am o mulțime de legi în viața mea, mai îmi dați puțin slide-ul dinainte, anterior. Mulțumesc. Aici, în 7, se vorbește despre legea lui Dumnezeu,
se vorbește despre legea păcatului și se mai vorbește în punctul 7 despre o altfel de lege. Vă rog să observați, legea în care binele este lipit de rău. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? De când a venit Iisus Hristos aici, El n-a vrut altceva decât să separe binele de rău. Și au zis, răul de o parte, binele de altă parte. Dumnezeu a făcut ca legea sa să despartă pe acestea două. Visul celui rău a fost ca aceste două lucruri să fie împreună. Unde? În mine și în afara mea. Vă aduceți aminte de ispitirea Domnului Iisus Hristos? Ispita a treia, în Matei capitolul 4, Satan vine la Domnul Iisus Hristos și îi spune așa: îți propun să facem împreună o alianță. Nu vrei? Îți spun, dacă facem împreună o alianță, eu cu tine, dacă te vei închina mie, tot pământul acesta ne va urma pe amândoi. Și dacă nu vom încheia o alianță împreună, atunci vei muri și tu, voi muri și eu. Nu câștigă nimeni. Asta a fost teoria lui Satan dintotdeauna. Haide să facem o alianță între bine și rău. Nu vreți? Și iată aici. Iată alianța. Binele este lipit de rău. Unde este această alianță? În mine. Legea pe care a vrut să vină Iisus Hristos să o distrugă este în mine. Îmi spuneți mie de ce nu este nimic bun în natura mea? De ce nu e nimic bun în natura mea? Pentru că la orice lucru bun din natura mea se lipește răul ca un parazit. Citiți, vă rog, Roman capitolul 8 cu versetul 3. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Cine distruge puterea legii? Firea pământească. Firea pământească care ce face? Pune lângă fiecare moment de bine cât un rău. Și nu există niciun bine pe care să-l facă cineva care să nu aibă atașat de el o motivație rea. Nu există. Asta e problema. Nu că cineva n-ar dori să facă binele. Toți vrem să facem binele. Spuneam până acum, firea mea pământească vrea să ajungă în ceruri. Dificultatea este că lângă fiecare lucru bun care îl am aici, Satan a montat ceva rău. Și merg împreună. Haideți încă o dată să recapitulăm cealaltă imagine, vă rog. Nu știu ce fac. Fac ce urăsc. Și în mod concret, nu fac binele, deși vreau, ci fac răul, deși nu vreau. De ce? Pentru că altcineva mă folosește. Deși am voință, nu am putere. De ce? Pentru că altcineva mă folosește. Din punct de vedere al legii, legea cea mai puternică care există în viața mea este că eu merg și funcționez cu binele și cu răul împreună. Dumnezeu? Dumnezeu și Satan împreună. Dacă s-ar putea, firea veche l-ar aduce pe Satan și l-ar boteza, iar schimba numele, l-ar duce în cer, n-ar fi nicio problemă. Asta vrea firea mea veche. Dumnezeu spune limpede, nu. Răul e rău și va merge în iad, binele e bine și va merge în cer. Distanța între bine și rău este distanța între iad și rai. Clar. Eu vreau să fiu la jumate, între cer și între iad. Ce e acolo? În ultima vreme, teologia a inventat starea anumită limbo, în limbo, adică unde? Undeva, nici acolo, nici acolo. Acolo aș vrea eu să fiu. E posibil? Nu e posibil. Fraților, problema mea atunci când vin la Iisus Hristos este problema aceasta. Se numește
posedare. Eu sunt posedat. Asta este condiția omului. Noi trebuie să înțelegem că aceasta este condiția noastră prin creațiune. Ori suntem robii lui Dumnezeu, ori suntem robii lui Satan. Nu există middle ground, nu există poziție între. Foarte mulți dintre noi credem că putem să fim liberi, așa credem noi. Ceea ce spune Apostolul Pavel aici când spune voi aveți în voi legea lui Dumnezeu, voi aveți în voi legea păcatului și voi aveți în voi și legea care le unește pe astea două, în momentul când spune asta, Apostolul Pavel îmi spune mie că eu nu voi putea să fiu liber niciodată. Pentru că legile care funcționează în universul acesta funcționează și asupra mea. Și singurul liber în acest univers este cine? Spuneți-mi cine este liber. Dumnezeu este acela care are libertate absolută. El creează lucruri noi. El creează totul după chipul său. El este adevărata libertate. Dați-l pe Dumnezeu la o parte și ceea ce rămâne este ce? Un om material supus unor legi care există. Noi suntem extrem de limitați din punct de vedere al naturii noastre. Nu există libertate. Eu nu pot, eu sunt sub legi și sub împrejurări. N-am altfel cum. Singura libertate este să urmez pe cineva care ar putea să-mi dea această libertate. Prin minciună mi se spune că cel ce poate să-mi dea libertatea este Satan. Prin adevăr mi se spune că cel ce poate să-mi dea această libertate este Iisus Hristos. Pe cine credem? Noi putem să credem, dar dacă această credință este doar o teorie, frații mei, e zero. În momentul acesta noi trebuie să hotărâm cine moare. În momentul acesta noi hotărâm cui ne supunem. În momentul acesta noi hotărâm de cine suntem posedați. Nu vom putea să fim liberi noi înșine decât dacă credem vreodată că noi înșine putem să fim Dumnezeu. Altfel, astăzi eu trebuie să aleg cui slujesc, cine va fi stăpânul meu. Ce ziceți? E posibil? Dați la o parte marea minciună care spune că eu aș putea vreodată să fiu liber prin mine însumi. Și haideți să înțelegem că voi putea să fiu liber numai prin acela care mă va învăța ce-i libertatea, și anume Iisus Hristos. Textul spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Concluzia acestui capitol 7, vom reveni asupra lui, este faptul că fiecare dintre noi va trebui să trăiască o minune. Eu nu voi putea să fiu creștin numai cu mintea. Eu nu voi putea să fiu creștin numai studiind cuvântul lui Dumnezeu și învățându-l pe din afară. Nu? Eu am nevoie ca să se întâmple ceva unde? Înăuntru. Iar întâmplarea aceasta înăuntru se face prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin coborârea Lui asupra vieții mele, prin implementarea unei persoane care să ia în stăpânire toată viața mea și să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. După cum un om înainte de nașterea din nou este posedat de diavol, la fel după nașterea din nou, eu trebuie să hotărăsc dacă vreau să fiu posedat în întregime de Dumnezeu. Eu îi dau liber în fiecare clipă a vieții mele să ia în stăpânire viața mea sau nu. În fiecare zi va fi o luptă pe viață și pe moarte, dacă eu să ascult de Dumnezeu sau să n-ascult de Dumnezeu. În fiecare zi, decizia mea luată de dimineața până seara este dacă Dumnezeu va fi stăpân peste viața mea. Facem lucrul acesta. Să nu vă gândiți vreodată că lucrurile merg în mod natural. Pentru că natura mea este asta. Naturalul meu este fără Dumnezeu. Veniți la Iisus Hristos și învățați o natură nouă, o realitate nouă, o biruință nouă prin Domnul Iisus Hristos. Începând de data viitoare, vom vorbi despre omul duhovnicesc care se naște de aici. Amin. Vă invit să ne rugăm.
Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne ridicăm în picioare înaintea Ta ca popor care prin numele Său îți poartă identitatea Ta. Suntem ai Tăi, Părinte. Vrem să fim ai Tăi. Ai pus în noi omul Tău, nou, care crește după chipul Tău și se transformă după chipul Tău. Dar, Părinte, suntem martori ai unei lupte extraordinare în care omul vechi se vrea stăpân și peste omul nou. Ne uităm la noi înșine, la căderile noastre, la faptele noastre și te rugăm în această dimineață să iei în stăpânire întreaga noastră viață. Trimite Duhul Tău cel Sfânt cu putere pentru a răstigni omul cel vechi, pentru a lua în stăpânire viața noastră și pentru a ne învăța biruința prin Duhul Tău cel Sfânt. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Subiectul din această dimineață a generat interes și dorința de a afla mai mult întrebările. Ne dorim să le acoperim cât mai multe și de aceea probabil că sperăm într-un răspuns sau în răspunsuri care să fie scurte și clare. Prima întrebare. Se poate încheia această luptă între cele două firi în timpul vieții de aici, între firea duhovnicească, dumnezeiască și cea pământească? Deși cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre moartea firii vechi, la botez noi am murit împreună cu Hristos, și deși unele persoane ar dori să experimenteze această moarte în sensul să nu mai ai treabă niciodată cu problemele firești, deși lucrurile ar părea că sunt așa, în realitate, atunci când Pavel folosește doi termeni, și anume și moarte și răstignire, îmi arată că de fapt eu nu mor de tot, ci că eu stau pe cruce. Și așa voi rămâne pe cruce până va veni Iisus Hristos și atunci El va schimba natura mea. Până atunci voi avea această luptă. Numai că, prin harul Domnului Iisus Hristos, în fiecare zi eu sunt chemat să obțin o biruință. O biruință împotriva firii mele vechi. Mulțumim. Următoarea întrebare. Când sau în ce moment ajung să realizez că nimic bun nu locuiește în mine? În fiecare moment al vieții mele de aici, până în împărăția lui Dumnezeu, voi descoperi că, de fapt, în bagajul pe care mi l-au oferit părinții mei, nu există nimic pur, ci toate sunt amestecate într-o confuzie teribilă. Binele se amestecă cu răul și nu-i nimic nestricat. E ca și cum aș avea un coș cu fructe, toate cu viermi. Coșul e frumos, e plin cu fructe, dar din cauza viermilor niciun fruct nu e bun. Ce să faci cu ele? Spune-mi, ce să faci cu ele? Mulțumim. Următoarea întrebare. Pavel spune că dacă fac ce nu vreau să fac, nu sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Întrebare. Care este păcatul care locuiește în mine și sunt eu, deci, responsabil pentru păcatul care locuiește în mine și pentru care nu am niciun fel de control asupra lui? Și păcatul care locuiește în mine, aceasta, cum realizează diferența față de ceea ce locuiește și ceea ce iese? Fraților, păcatul e ca un pom. E ca un pom. Pomul începe cu tulpina. Câte tulpini are un pom? Una. Câte ramuri are un pom? Multe. Câte fructe are un pom? Și mai multe. Cu alte cuvinte, păcatul începe cu unu și se multiplică până la nesfârșit. Eu nu știu care este fructul care este în tine. Probabil că eu știu fructul păcatului care rodește în mine, dar nu știu de fructul tău. Dar știu că în toți este aceeași tulpină.
O puteți defini? Care e păcatul care este și în mine, și în tine, și în tine, și este același? Este despărțirea de Dumnezeu. Tendința mea de a mă despărți de El, tendința mea de a mă separa de El. Dacă mă întrebați de unde știu lucrul acesta, din Matei capitolul 4, Satan a venit la Domnul Iisus Hristos cu o singură intenție în pustie, numai cu una: să-L despartă de Tatăl. Atât. Dacă reușea să-L despartă de Tatăl, după aceea începeau ramurile și după aceea începeau fructele și nu se mai terminau. Dar dacă nu reușea să-L despartă de Tatăl, nu reușea nimic. Așa că prima ispită a fost asta: vrei să te desparți de Tatăl? Și așa ești Fiul lui Dumnezeu. Poruncește tu cu de la tine putere, cu de la tine putere, și nu aștepta pe Tatăl. Desparte-te de Tatăl, chiar și într-o intenție bună, chiar și într-o situație în care nu cerea nimic rău, cerea doar pietrele să se prefacă în pâini. Numai desparte-te de Tatăl, chiar și într-un plan bun, desparte-te de Tatăl, și ăsta este tulpina, ăsta este începutul. Și după asta urmează orice. Dacă nu vine asta, nu vine nimic. Aici este secretul, frații mei. Din cauza asta, țineți-vă de Tatăl cu toată puterea, sau cu alte cuvinte, rugați-L pe Tatăl să vă țină lângă El cu toată puterea. Două întrebări care au aplicație pentru momentul sau momentele de aici și mai departe. Dacă nu există nimic bun în noi în așa manieră încât suntem folosiți sau controlați de altcineva, cum ne ajută Dumnezeu să-L alegem pe El ca stăpân? Dumnezeu ne ajută să-L alegem pe El ca stăpân ajutându-ne să-L experimentăm în fiecare zi. Frații mei, nu e drept ca să ți se ceară să alegi ceva despre care nu știi nimic. Nu e drept. Și din cauza asta Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Și în viața aceasta de aici ne cere să-L experimentăm în fiecare zi. În fiecare zi. Și în fiecare zi Dumnezeu ne întreabă: îți place Valentin? Vrei Valentin mai departe? Valentine, vrei să creștem mai departe sau nu? Și mă întreabă: și dacă mâine dimineață eu nu voi cere prezența sa iarăși în viața mea, Dumnezeu nu va intra cu bocanci în viața mea și mă va lăsa singur până când îl voi chema din nou. Asta este problema mea. Îmi place să stau cu El sau nu îmi place să stau cu El? Și lucrul ăsta se întâmplă în fiecare zi. În fiecare zi Dumnezeu mă întreabă: vrei Valentin? În fiecare zi Dumnezeu îmi trimite câte o încercare și îmi spune: vrei Valentin să trecem încercarea asta împreună? Sau vrei să fii singur? Cum vrei? Singur sau cu mine? Și mă surprind, frații mei, și cred că nu sunt singur. Și mă surprind când aleg să fiu singur. Și când aleg să fiu singur, acela este începutul căderii mele. Să nu alegeți să fiți singuri niciodată. Așa îl aleg eu pe Dumnezeu în fiecare zi. În fiecare zi cu El. Sau în fiecare zi mai singur. Și încă o întrebare. Am învățat de misiune și de trimiterea noastră în lume. Dacă nu sunt la statura plinătății lui Hristos, dacă sunt slab și cad, pot merge să spun altora despre Hristos? Pot să fiu lumina lumii? Sau să aștept un timp special ca să fiu schimbat și apoi să fac lucrul acesta? Fetița care a fost luată în robie de către cine? De către sirieni. Vreau să vă întreb. Și-a pus vreodată problema dacă e pregătită sau nu este pregătită să mărturisească despre prorocul lui Dumnezeu? Nu. Ea a spus ce a știut. Ce a știut. Deși, frații mei, fetița asta s-a purtat frumos în casa acelor oameni. Și din cauza aceea oamenii respectiv au ascultat-o când a zis: în țara mea este un proroc care, dacă ar fi aici, dacă ar ajunge Naaman la el, cu siguranță că l-ar vindeca. Cele două lucruri sunt împreună.
Purtați-vă frumos, așa cum Dumnezeu spune în această lume, pentru ca cuvintele care le spuneți să fie crezute. Asta e tot, e tot secretul. Împliniți în viața dumneavoastră ceea ce vrem noi să spunem altora, pentru ca oamenii să nu zică, ăștia zic, dar nu fac. Ăștia vorbesc despre un Dumnezeu care nu e la ei în viață. Ăștia prezintă un cer, dar ei sunt în afara cerului. Oamenii n-au nevoie de limbo, de starea aceea neutră, nici în rai, nici în iad. N-are nevoie nimeni de așa ceva. Singurii care au nevoie de așa ceva sunt cei ce fug și nu știu unde să se ascundă. Ei au nevoie de asta. Sper ca nimeni dintre noi să nu zică cădeți peste noi stâncilor și acoperiți-ne ca să stăm în limbo, ca să fugim de fața celui care va să vină. Sper să nu se întâmple lucrul acesta. Dumnezeu are nevoie de noi ca să împlinim în viața noastră lumina cuvintelor sale. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Frații mei, este vremea să cântăm. Este vremea să cântăm despre pacea care ne așteaptă în Iisus Hristos, pacea care se obține prin biruința în încercare. Pacea pe care o are orice creștin care și-a răstignit firea veche, având conștiința faptului că biruința e a Domnului. Haideți să cântăm împreună, Ești pacea mea.